Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod din Pet Simulator alături de Xlader. Astăzi o să dăm niște huge-uri la abonați, o să trimitem niște peturi. Nu uitați să apăsați butonul de like la episodul de ieri. Am strâns 1000 de like-uri, dar mi-e teamă că la episodul ăsta nu mai putem să strângem 1000 de like-uri. A venit Merchant-ul aici. O să vă arăt și ce pet ne-a dat Cătălina pentru ca să ne jucăm cu el și o să-l vedeți în acest episod. Așa că haideți să vedem ce cadouri avem pe aici. Avem 40 de cadouri, n-am mai trimis lumea cadouri, se pare. Cam astea sunt cadouri de la oameni și vă mulțumesc că mi-ați trimis cadourile astea care o să-mi ocupe spațiul la inventar. Am spus să nu mai trimiteți cadouri din acelea cu peturi pentru că îmi ocupă spațiu și nu mai pot să mai fac nimic. Spre exemplu, acum s-a scos opțiunea aceea de selectai câte 200 de peturi. Și acum trebuie să le selectez așa, manual. Deci, băieți, astăzi vom deschide niște ouă, vom face opening în fiecare episod. Vă aduc un opening mișto, ca să nu mai dați voi banii pe ouăle astea care costă 25 de lei 1. Am cumpărat, am investit aproape toți banii din bancă în ouă astăzi. Dacă vă uitați aici, egg, avem 5 ouă. O să le deschidem toate astăzi, așa că dați și voi like. Și acum ne uităm în comentarii și selectăm 2 abonați doar din comentarii care au dat like și comentariu. Ionuț Voicu a fost selectat aici, Hupa 567. Cei care încercați, continuați să încercați pentru că veți primi gift și puteți câștiga și de 2 ori. Dacă v-ați înscris acum nu știu cât, mai puteți câștiga. Este vorba de Hupa, însă nu știu dacă am Hellrock. Nici nu știu măcar n-am Hellrock în inventar. Haideți să descărcăm niște Hellrock-uri de aici. O să descărcăm niște Hellrock-uri și am făcut un short în care am șters niște Hellrock-uri de nervi. Așa că vă rog să vă uitați la shortul ăla, îl găsiți tot pe canalul ăsta. Și o să trimitem astăzi lui Hupa, o să-i trimitem mersi de like și subscribe cu plăcere. Și o să-i dăm un Hellrock, așa cum i-am promis. Costă cam 5 dolari un Hellrock, adică Hellrock. N-am scos din bancă, mă? Cine bă se întâmplă, mă? Parcă am scos. Uite că le-am pe mine. O, dă-le încolo. Hupa, n-ai noroc să-ți trimit huge-uri. Ia uite, nu mi le afișează aici. Nu, cred că nu mi s-au updatat aici. O să ies de aici, din ăsta, din bancă. O să dau aici așa și după aceea o să dau aici așa. Rock. Bă, dă-le încolo. Hupa, n-ai noroc, Hupa. Ok, văd că n-are noroc Hupa. Ok. Și văd că rămâne roc căutat. Ce naiba se întâmplă, mă? Și huge-urile le-am în inventar, după cum vedeți. Dați-mi un moment să resetez serverul. Am revenit, am schimbat serverul, am resetat. Acum apar huge-urile. Hupa, să-ți trebuie huge-ul. Cât pe ce Hupa să nu-ți dau huge-ul din cauza că a fost o eroare. Iar paranteza asta cred că e tăiată. Mersi de like. Frumos și să trimite. Și avem următorul abonat care a fost selectat. Te rog, vreau și eu un Golden Huge Hellrock. Încerc de vreo 6 luni. Fii atent, încearcă de 6 luni. Astăzi a venit ziua ta norocoasă. Primești Huge Hellrock. A venit ziua norocoasă. Te salut. Și în continuare să te uiți la serie. Astea sunt huge-urile pe care le dau astăzi. Măcar dau ceva, băieți. Și nu sunteți obligați, nu sunt obligat să dau ceva, dar vreau să fac cadouri și să vedeți și voi, să vedeți că merită să dați like. Ia uitați, apăs pe asta, nici măcar nu merge, așa că astăzi o să luăm toate cadourile de aici, oricum nu sunt cine știe ce. Din păcate, cadourile astea îmi ocupă foarte mult spațiu. O să deschidem niște ouă astăzi, să sperăm că o să luăm huge. Plus că o să vă arăt ce pet mi-a făcut Cătălina cadou pentru o zi. Mi-a dat petul ăla pentru o zi, dar a trebuit să-l dau înapoi că a făcut trading cu el. Și haideți să vă arăt ce pet ultra mega rar a avut Cătălina ieri. O avem aici pe Cătălina, în spate are un pet ultra mega rar. Este vorba despre un huge squirrel shiny și semnat. Hai să o vedem pe Cătălina, vrea să ne dea Cătălina petul ăsta împrumut pentru 24 de ore. Este și semnat și o vedem pe Cătălina aici și a zis că vrea să-mi dea petul ăsta cel mai rar din România, cred că e, nici nu știu, iar zic cel mai și după aia ziceți că nu e unul mai rar, așa că nu mai zic cel mai rar. Ăsta este Huge Squirrel și o să-i facem și o ofertă, o să-i dăm ceva în schimb pentru el să vedem dacă Cătălina vrea
să ia oferta asta pentru Hugh Squirrel. Dacă nu acceptă, înseamnă că îl voi lua doar împrumut. Hai să vedem, am întrebat-o dacă este bine trade-ul și încă nu a acceptat. Nu știu dacă ați mai văzut un Hugh Squirrel de ăsta gold, shiny, nici youtuberii din afară nu au. Așa că mergem în bancă, mai scoatem de aici ceva. Mai scoatem un dragon de ăsta gold, pentru că e dragonul meu preferat. Și acum o să-i facem încă o ofertă Cătălinei să vedem dacă vrea să ne dea Hugh Squirrel shiny pet aici. Ia uitați câte îi dau. Câte peturi îi dau, ce zice Cătălina? Oh my god, deal! Oh, face Cătălina deal cu mine. Am dat ready. Haide să vedem și noi Huge Squirrel-ul ăsta. Este cel mai rar pet la momentul actual, Huge Squirrel, din update. Cel mai rar, fără Pegasul ăla. Cam așa arată Huge Squirrel-ul. Nu știu dacă vă place și dacă ați vrea să-l păstrez sau să rămână trade-ul așa. Spuneți în comentarii. Am revenit la oile noastre, să zicem așa. Ăla a fost petul, a fost un Huge Squirrel shiny pet. Nu știu dacă vă place, ce părere aveți de el. A apărut acum aici, în, cum să zice, în indexul ăsta. Și nu-l are multă lume. Deci multă lume în index, nici măcar. Am văzut youtuberi din America ce nu aveau acest Huge Squirrel. Mai avem Titanic Agony, vedeți, am avut titanicele astea. Și avem Skeletonul, Cyborg, Capybara, Monkey, Axolotl. Avem foarte multe huge-uri pe care nu le-am avut încă. Dragon Santa, mamă, nici nu l-am avut nici Dragon Santa. Hai să mergem în noua lume. O să activăm toate norocele pentru că astăzi norocul trebuie să fie cu noi și să deschidem măcar un huge din nouăle astea. Din greșeală, să zicem așa. Vreau să deschidem din greșeală un huge. Așa că am activat toate norocele și o să mergem din nou în lumea aia să mai activăm și norocul serverului. Vedem că super lucky, oh, e activ. E activ norocul serverului. Și ziceau youtuberii din America că dacă ești în lumea asta, în ultima lume, ai șansă să deschizi huge. Și mai trebuie să mai am eu ceva pe umăr. Pentru început o să deschidem doar un nou de ăsta, că vreau să mai păstrez din ele. Doar o nouă șoseta asta, am promis că o păstrez. Deschidem doar un nou din ăsta. Și vedem ce apucăm din el. Hai să facem așa. De multe ori am făcut așa și am apucat un huge. Legend Rafa e parola. Hai să vedem. Deja mi s-a pus în spate. A stricat toată surpriza. Bine să-mi dau așa o palmă. De ce ai face asta? De ce mi l-ai echipat? Lasă-l mă nene neechipat. Îmi echipează automat petul. Auto-echip. Asta e nasol. Mai deschidem unul că îmi strică toată surpriza posibilă. Așa, deschidem și ăsta. Hai să vedem și... Același pet. Cel mai nesăbuit pet. Noi n-am apucat nici măcar un huge, am deschis foarte multe. Și vreau de la 1 la 20 să-mi ziceți un număr și mă voi uita în comentarii. Și voi deschide ouăl. Hai să începem cu ouă ăsta. Schimbăm puțin zona pe aici. În fermă am fost. Hai să stăm aici în față la chest cu fața încolo. Și să deschidem primul ou. Deschidem primul ou, ăsta este noul ou, ultimul ou, în care ai șansa să apuci Titanic. Titanicul ăsta costă undeva la 300 de euro, 3 ori 5, 15 milioane costă un Titanic, chiar o să vină cineva, 300 de euro, eu îl iau cu 1. N-ai cum, băiatul meu, e foarte rar să-mi vreau 100 în lume. Hai să vedem, deschidem și... Huge Hellcat! Neon Dog. Am dat banii pe o porcărie de Neon Dog. Dacă scriu aici neon, am o grămadă de neoane, îmi vine să le șterg. Efectiv, țineți-mă că îl șterg. Efectiv îl șterg. Îl șterg, gata. Ba piciorul în el, ba piciorul în el. Știu că îl voia multă lume sau și-ar fi dorit multă lume, dar de nervi îl șterg. De nervi îl șterg. Am avut mulți nervi astăzi. Hai să schidem următorul ou. Sperăm că avem noroc în ouul ăsta. Hai mă, dăm un huge, pă, te rog eu. Doamne, câți bani mai vrei, Preston? Preston! Bă, dar nu e corect, mă! Băieți, nu e corect! Nu e nici măcar corect! Costă 15 B! Un Hellrock e ca și cum așterge Hellrock-ul ăsta când deschid un ou. Wow, wow, wow! Am toate noroacele active, am super lucky, ultra lucky. Mai e și pe server, mai am și lucky, iau-te. Sunt norocos, norocos cu carul și degeaba. Hai să mai deschidem încă un ou. Ne mai mișcăm puțin din locul ăsta de aici. Hai să vedem și... Lucky, ceva super lucky ascend. Hai mă, lasă-mă. Hai să vedem... Huge Cat!
Leon Griffin, bă, ăsta e mai ok aici decât celălaltul. Măcar ăsta e mai ok și hai să mai deschidem unul așa. Axelotl, bă, nu putea să fie huge Axelotl. Și cam astea sunt ouăle, am cheltuit la bani în episoadele astea. Dar oricum nu știu dacă o să mă las sau nu, s-ar putea să mă las pentru că nu mai are sens, băieți. Nu mai are sens, am deschis multe ouă, deja am rămas în urmă față de ceilalți youtuberi care au peturi. Și astea sunt toate peturile ce le mai am acum echipate. Mai deschidem niște ouă de-astea noi. Va trebui să mergem în plața, te doare capul pe plața. Multă lume nu se mai uită la episod după ce mă uit după ce merg pe plața. Nu știu ce ați vrea să fac în episod, adică ăsta e jocul. Ăsta e jocul și am văzut niște oameni care erau pe hardcore, erau un top. O să mă duc să mă uit să vedem dacă pe hardcore eu sunt în top, dar nu cred mă că sunt în top, sau măcar aproape. Nici nu mai știu pe unde te duci în hardcore. The Void. Și după aceea o să mergem în plața. O să vreau să văd care e scorul meu pe hardcore. Cam cât de aproape sunt în top. Că nu știu dacă lumea face grind pe hardcore. S-ar putea ca eu să fiu undeva. Dar nu cred mă. Măcar în top 100 să fiu. Așteptăm să încarce băieți. După cum vedeți am 22 cube. Și ca să fiu un top. Ca să fiu un top. Ne trebuie 100. Bă, acum nu știu dacă aș scoate toate huge-urile, dacă aș fi în top sau nu. Nu știu dacă aș scoate toate huge-urile mele, dacă aș fi în top sau nu. Pentru că am peturi destul de mari. O să scoatem tot ce am aici. Hai să scoatem tot ce am. Și să vedem cât mai trebuie ca să ajung în top. Dacă mai trebuie foarte puțin până ajung în top, o să mergem și o să mai cumpărăm peturi de astea cu Q. Ar trebui să am foarte multă putere, adică pe hardcore ar trebui să am multă putere. Văd că am cu Q acolo. Ok, scoatem astea. E insuficient space. Doamne, urăsc asta. Urăsc din toată inima asta. Insuficient space. Păi bă, Prestone, de ce ai scos tu opțiunea aia, Ed? Iată câte am de astea. Câți câini mai îmi dai Preston? Și zice să nu șterg. Că automat îmi vine să șterg tot după aici. Sunt, astea sunt hardcore și mă ajută. Nici nu știu ce mă ajută, ce nu mă ajută. Șterg astea după aici. O să șterg toți rechinii ăștia și revin când am șters. Ok, ok, s-a șters pe aici. S-a făcut spațiu și o să dăm withdraw acum. Ce se întâmplă, bă? S-a buguit cu totul. O să dăm withdraw la Petur din nou. Să vedem ce putere avem noi. Cu siguranță s-ar putea să ajungem în top. Că lumea nu prea face grind pe modul ăsta hardcore și s-ar putea să fim în top. Îți pare că 50 merge să scoți odată. Vreau să văd cam unde mă duce dacă scot toate astea. Tare sunt curios. Deci, am scos toate astea. Hai să vedem. Am 28. Wow, 28. Hai să vedem. 28 și cu huge-urile astea? Unde mă duce? Sunt tare curios unde mă duce, în ce top mă duce. Pentru că 28 e destul de mult. 28Q. 28Q. Dă-mă 28 e. Este 28Q, ești nebun? Hai să mai scoatem niște huge-uri și să vedem cam pe unde ne duce. Sunt tare curios, bă, n-am cum să nu mă duc în top. Scoatem toate huge-urile astea, o să fie o durere să le depozitez înapoi. Da, mă rog, o să meargă jocul mega reluare. Dar ajungem iar în top România, băieți, vă asigur eu. 28 am avut, hai să vedem cât avem acum, 34. Bă, nu sunt sigur, acum nu mai sunt sigur că... Secret, nu mai sunt sigur că pot ajunge. Doodle, bă și am destule, mă. 34. Bă, stați puțin. Stați puțin. Mamă, nu s-am spațiu să le scot pe toate, hai să scot din astea mai periculoase. Withdraw trebuie să dau. Uite bă, și ăsta e hardcore. Și astea sunt hardcore. Și hai să scoatem toate astea mai periculoase după aici. Și sunt tare curios acum unde mă va arunca. Bă, nici măcar pe locul 100 nu sunt, mă. Acum ar trebui să mă pună pe un loc ca lumea. Măcar pe locul 100. Hai să vedem, hai să vedem. Frumos. 39Q, bă, sunt mega departe, bă, trebuie decât 39Q pe huge-urile alea. Ca să fiu un top, îmi trebuie 107Q
Și nu știu ce se întâmplă, pentru că văd că nu prea am putere. Văd că nu prea am putere. Hardcore. Hardcore, hardcore. Bă, ar trebui să punem o daia de hardcore, mă. Văd că mai am ăsta, crocodilul. Hai să mai dăm un draw să vedem ce fac astea, peturile astea. Hardcore, văd că nu fac prea multe și vreau să văd dacă schimbă cu ceva. Deci a avut 139. Le-am scos. 139,9 și acum ar trebui să updateze. Și văd că nu s-a updatat nici măcar un cube. Nu s-a updatat nici măcar un cube. Wow, 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 wow. Problema este că după trebuie să le depozitez înapoi. Și mă, o să mă doară capul. Nu știu dacă mai am spațiu în inventar. Încercăm să le scoatem pe toate din bancă. Hai mă, dă-i mai repede. Vreau să văd unde mă duce acum. Tare sunt curios unde mă duce. N-am spațiu. Du-te bă cu spațiu tău, prestă-ne mai nenoroci cu spațiu ăsta. De ce a scos mă opțiunea aia, bă, că mă doare capul, bă. Ok, și mai muțele astea văd că sunt puternice. Bă, pe alea nu le șterg. Oh, m-am apucat să șterg din astea, ești nebun? Dă-le afară. Dă-le afară pe astea. Bine că le-am șters. Poate parcă văd că șterg hiujurile după aici. Parcă văd că șterg hiujurile. Bă, ar trebui să am destul de mult spațiu acum. Și nu înțeleg de ce. Mai să ștergem pisicile astea pe sanie, că nu ne trebuie pisici pe sanie nouă. Văd că sunt ceva, dar nu cred că contează în rating. Ok, hai că am mai spus, acum au rămas, withdraw. Insufficient space, bă! Doamne, doamne, mă mănâncă asta, mă mănâncă. Vedeți băieți ce zic eu că n-am spațiu în inventar? De ce să nu-mi trimiteți peturi? Mă mănâncă de cap, că n-am spațiu. Bă bune, ce să mai șterg aici? Asta parcă e bunicel, nu știu dacă e bun sau nu. Deci nu am ce să mai șterg, trebuie să depozitez înapoi. Mai ștergem, ar trebui să am loc acum. Am loc, ok. Am avut 39, 46. Mamă, ne apropiem. Bă băieți, dacă mai luăm, fiți atenți, doodle. Dacă mai luăm un peră de-asta. Bă, nu știam eu că mai bine cumpăram eu vreo 4-5 perățuri de-astea. Și eram în top. Eram în top. Nici măcar nu suntem în top acum. Hai să mergem pe shop, mai căutăm niște perături de-alea nebune. Și poate ajungem în top astăzi. Am ajuns aici pe plața, avem inventarul full de huge-uri. Dacă vă arăt inventarul ăsta huge, ia uitați băie și aici. Dați-vă și voi ce e aici, nebunie curată, nici nu mai știu pe unde să le ascund. Jocul o să meargă în reloare, din păcate așa e făcut. Și uitați o maimuță cu Q. Dacă iau maimuța asta, ce se întâmplă? Ok, purchase fail. Dar acum unde sunt? În ce top sunt acum? Sunt în vreun top? Mamă, uitați-vă și voi, am T-uri și ăștia au Q-uri, are 600 Q omul meu. Ce ai bă, că nici nu pot să ajung din viața mea. Are un griffin la un dăla. Ne trebuie parrot, doodle parrot cu 10. Plus că cred că ne-ar trebui hardcore, ceva hardcore pets. Hai să mergem aici să vedem. Make golden pets. Doodle, hai, fă-l golden pe ăsta. Fail. Bineînțeles că s-a dus petul de râpă. Parcă văd că era și bun delfinul ăla. Fuse pets. Hai să fuzionăm niște peturi. Iepurele cu domn Genove. Îl fuzionăm. Nu putem să fuzionăm ăla. Astea două. Și cu ăsta. Ok. De ce te lasă să le fuzionezi dacă nu poți? Ok. Te doare capul. Te doare capul cu jocul ăsta. Schimbăm serverul. Nu avem nici măcar o ofertă de huge mișto. Hai să luăm cadourile de aici. Și mai intrăm pe un server. Am încercat să ajung pe locul 100, dar ne mai trebuie ceva. Am revenit din nou pe aici pe servere. Căutăm ceva hardcore, căutăm ceva cu multă putere pentru a ajunge în top. Vedem că stare pisica. Wow. Dați puțin că are pisica. New Enchieto. Best Bank Wins OG. Ah, e scammer. E scammer. Că scrie cu banca. Când a scris cu banca, vă dați și voi seama, direct scam pleacă, te lași în bancă și ți-a toate peturile. Și așa, cu ce best scam, așa, ok.
Nu uitați să apăsați butonul de like, ăsta a fost episodul, sperăm că v-ați distrat și poate în episodul următor o să ajung în top. Pa, pa!